Avem patru toroane. Da? Focalizează. Le punem aici pe suportul ăsta, improvizat. Toate patru. Bruno, noi am trasat aici niște semne. Este capătul stâlpului, practic. După aia, Bruno, coboară! La fiecare semn o să vină pus un etrier. Etrierii sunt ăștia. Da? Mai exact, avem 7 etrieri pe stâlp. Ia uitați cum facem. Deci îi băgăm propriu pe stâlp. Da? Unul o să-l punem în capă, dar după ce li separăm firele și în partea asta altă punem 3. Deci 1. 2. Lasă că-i trag eu, Bogdan. 2. 3. Și unul lăsăm aici în capăt ca să-l punem pe capăt. Separăm 2 câte 2. Da? Tăticu, ascultă-mă un pic, doar filmează ca să nu... Okay. Separăm 2 câte 2. Așa. Acum îl punem și pe ăsta din capăt. Că-l strânge oarecum ca într-un clește, ca într-un colier, practic. Le punem toate la fel și facem. Punem partea care se închide în unul din colțuri. Da? După care aveți, îl aducem în dreptul semnilor. Avem aici un semn. Îl aducem oarecum în dreptul semnului. Nu este o chestie milimetrică, dar totuși. Vedeți? Uite. Și asta aici. Aici avem niște sârmă de legat făcută în felul ăsta. O să vă arăt imediat cum facem sârmele astea. Mai exact asta le face Bogdan. Și venim aici. Facem furculițe. Cu un clește le strângem. Și le îndoim către înăuntru. Da? Vedeți? Astea sârmele au fost un pic cam lungi tăiate, dar ele se pot tăia mai scurte. Da? Și facem așa până ce le prindem toți etrierii. Da. Pauză punem. Asta este ultimul etrier de pe partea asta care trebuie strâns, legat. Da? Odată strâns și ăsta. Îndoim capetele întotdeauna în interior. Îl scoatem și îl întoarcem invers, da? Uitați. Aici îl ducem aici. Capetele trebuie să fie toate în aceeași direcție, deci să nu fie aproximativ. Vorbim de aproximație, nu e că trebuie să fie precise, milimetric, măsurate la șubler. Deci cam asta este. Și începem din nou să legăm. Am terminat de legat și pe partea asta la altă. Da? Cam așa arată produsul finit. Da? Acum haideți să vă arăt cum îndoi sârmile pentru legat. Aici avem sârmile. Și vă arăt, Bogdan, cum se procedează. Pac, unul simplu și îndoim foarte puțin ciocul. Atât. Deci el arată așa, practic. Vedeți?
Se face foarte ușor, deci nu e mare inginerie. După care voi ați văzut cum am procedat cu legatul. Da? Și cam astea sunt toate operațiunile de armare, sau mai bine zis, pentru a face armătura din șpalier sau unistâlp de gard. Armătura se poate face din sârmă mai groasă, din sârmă mai subțire, în funcție de destinația șpalierului sau a stâlpului în sine. Cam atât pentru astăzi. Vă doresc vizionare plăcută și ne revedem la următoarele clipuri.